responsabilitatea de omul cu care se educă. Sigurile parentale și consecințele sigurilor parentale sunt în general, în studii, sunt date statistice. Deci, dacă am luat individual, probabil că găsim situații de succes pentru copii, indiferent de stilul parental în care au trăit individual. Statistic, însă, știința trebuie să credem în ea și eu cred în știință. Vorbind de aici, consider responsabilitatea fiecăruia se formează, se formează în aceste 1000 de zile. Și sunt niște studii interesante făcute la Harvard pe un test foarte simpatic, se numește testul bezelelor, în care s-au urmărit capacitatea copilului de 3-4 ani de a reuși să-și amâne o bucurie. Testul constă într-o cameră, copilului se pune pe o farfurie un număr de 3-4 bezele. Și cercetătorul îi explică copilului că bezelele vor fi toate ale lui dacă va fi capabil să stea 3-4 minute singur în cameră cu bezelele în față. În același timp, se permite să mănânce o bezea, și sigur că va mânca una singură. Interesant, deci este interesant. Montajul a fost făcut pe foarte mulți copii. Ceea ce mi s-a părut mie deosebit a fost că a fost în urma acestei testări, au un număr destul de mare de copii, au fost urmăriți longitudinal. Acest test a fost început prin jurul anilor 1970-75 și au fost urmăriți longitudinal până când copiii aceia au devenit studenți și succesul lor pe urmă în activitățile, în companiile în care au lucrat. Foarte mulți din cei care au reușit să-și amână bucuria și să nu meargă pe cei în mână minciună și să mănânce imediat pe care o bezea, au ajuns pe funcțiile de nivel înalt. CEO de mari companii sunt acei copii care au reușit să-și înfrâneze impulsul de a lua și aș educa pe urmă în timp acest lucru, fiindcă vă spun, ei au fost urmăriți longitudinal. E un lucru important aici, pentru cei care se ocupă de copii, că orice putem forma și direcționa. Și cred că asta este și ceea ce fac la partea psihologilor și asta încercăm. Încercăm să întărim competențele părinților pentru a ajunge în această idee de a ști să vă controlezi, de a face pe copii să reușească acest lucru și revin și la ce a spus Daniela apropo de decizii. Ca să iau decizii, trebuie să fac alegeri. Deci copiii trebuie spuși de la vârstele mici în poziția de a face alegeri. În momentul când fac alegeri, sunt angajată o grămadă de operații mentale care formează mie structurile intelectuale. Deci lucrurile astea sunt importante de la vârstele foarte mici și pot să și sunt foarte multe studii cum să aranjezi spațiul în care trăiește un copil, care sunt situațiile și cum să fac să îl pun să fac alegeri fără să intru în controverse și să mă feresc ca părinte să intru în controverse, ci să-l sprijin să fac alegeri și să ia decizii. Și să-i susțin deciziile și să-i susțin tot timpul un nivel de comunicare și de întrebări și răspuns la întrebări. Adică sfatul meu principal pentru părinții copiilor mici, care încep să ajungă la întrebarea exasperantă a lui de ce, să nu aibă niciodată, să nu simtă niciodată că sunt peste cap de a mai gânda așa ceva și să spun, ia mai lasă că acum am alte lucruri, astea sunt niște întrebări. Nu, eu trebuie să răspund și din potrivă, trebuie să-l pun în situația mereu de a formula întrebări și am găsit împreună răspunsul. Sunt lucruri și sunt detalii, părinții toți sunt, vă spun, sunt persoane care își iubesc copiii și își doresc binele copiilor, dar sunt niște detalii care ne scapă.
au existat în decursul istoriei modele educaționale foarte dure vis-a-vis de copii. Acum încercăm să îi facem pe copii fericiți. Sunt niște capcane aici și sigur că am putea discuta mult ce înseamnă să faci un copil fericit, cum să faci acest lucru, cum să îl duc în toate direcțiile. Știți că la copilul dumneavoastră să aleagă dintre mai multe obiecte, dacă le ales pe cele care ales să direcționeze acolo, că asta este soarta lui. Aici și discutam puțin înainte de această întâlnire cu, că știți, genetica ne spune multe lucruri și n-ar trebui să o uităm. Nu este acum momentul să discutăm, dar e într-adevăr excepțional toate realizările genetice pentru a putea preveni multe lucruri. Mă opresc că mi se pare că chiar confiscăm psihologii, confiscăm.